más telespectatori, bun găsit, dragi copii. Să ne urmărim gușă și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Emisiune în cadrul care astăzi am deosebit doamna Dunia Pălângeanu, care îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat să revină în cadrul emisiunii noastre. Bine ați revenit, doamna Dunia. Mulțumim și doresc telespectatorilor fani ai emisiunii din această după amiază o vizionare plăcută și le mulțumim că sunt în fața micilor ecrane. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate doamna Dunia. De asemenea, invitate mai avem și pe doamna Mariana Nidelea, consilier educativ școlar în cadrul avem
copiii pe care veți cunoaște pe fiecare la momentul potrivit în emisiune. Stimați respectatori care doriți să trimiteți mesaje, o puteți face la numărul de telefon afișat pe ecran.
le mele invitate, vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, doamna Dunia Pădângeanu, doamna Mădălina Toma Cojocaru și doamna Mariana Lina.
pe tot parcursul vieții educație permanentă. De ce este nevoie de educație? Nu putem accede mai departe. Oameni care să creiem viitorul fără a fi educați. Eu ca reprezentant al educației permanente secundă apare o informație nouă, o invenție nouă, o informație nouă. Dacă nu acces la ea imediat și prin urmare toate aceste forme care vin să ajută omul să fie informat, să se formeze de prinde
școlii vor să știe mult cum a spus doamna Dunia, într-adevăr informațiile sunt foarte multe, sunt necesare și
care o rog să se prezinte, să-și prezinte o parte din activitatea școlară și ce poezie ne va interpreta. Felicitări foarte frumoase, felicitări.
să ziua de 21 martie, încă din anul 1999, UNESCO a statornicit faptul că în această zi de 21 martie să se celebreze ziua mondială a poeziei. Un fapt, dacă vreți, de recunoaștere a contribuției pe care creatorii de poezie îl aduc la literatura universală. Noi nu puteam să stăm în afară acestui curent mondial și ca și poet am dorit să celebrăm poezia. Să spun așa, spre orile amiezi, spre orile înserări, chiar într-o locație frumoasă, intimă din jurul, avem voie să-i dăm numele, da? La Pizzetto Grill din Giurgiu, oamenii de cultură încet, încet ne-am adunat și m-am rostit poezii frumoase. Am podobit, dacă vreți, comisorii pe stradă și în acela real cu poeme ale autorilor români și nu numai.
un tânăr care de curând promite mult în domeniul poeziei. Este vorba de elevul Andrei Șerban, Șerbănescu, de la Colegiul Național Ion Maiorescu, pe care chiar aș dori să-l avem. Catalina Sun de la Școala de Artă la Org.
Cărți de acasă sau donat
alte copii le împrumută și nu numai copii. Avem și cadre didactice și părinți care vin și oameni la biblioteci pe care o avem. În afară de asta pot să vă spun că cititorii în funcție de aproximativ 85% de cititori față de numărul de elevi. Sunt foarte multe cărți împrumutate de de limba română la gimnaziu se ocupă foarte mult de copii și de liste suplimentare de lecturi nu-i lasă pentru că este normal să citească.
activitatea extracurriculară, în primul rând, care cuprinde poate la o ca și activitatea școlară, ca și activitatea la clasă. Este o parte a modului de a
care cu reprezentanții comunității. Deci implică o muncă, o legătură cu absolut toți factorii care contribuie la educație. No.
trupului și trupului ostenit de vitregiile vieții uneori, de tumultul fiecărei zile, prilej de a adăsta la acel mal primitor, cum spunea și doamna profesor Nidele, înseamnă multe parteneriate, înseamnă să cultivi prieteniile, să revii la prietenile pe care poate la un moment dat le-ai pierdut. Să scrii parteneriate, să scrii proiecte, pentru că altfel nu se poate. Mama aici pe masă rodul unor frumoase proiecte inițiate prin această mișcare a lucea părului. Chiar am aici un parteneria și dacă ne referim la copii care în această zi recită și cântă, sunt parte la rândul lor dintr-un proiect. Întâmplător sunt astfel de alături de colegi mele de la școala numărul 6, pentru că prin parteneriat încheiat între noi, am reușit să realizăm primii pași în proiectul Biblioteca pentru copii, cărți și autori, proiect care s-a derulat la această școală și unde s-a pus bazele chiar unui cenaclu literar numit Anotimpurile Creației și mai departe, desigur, ei
oamenii literare, artistice, vor apărea însumate într-o revistă chiar școlară. Sunt copii care au luat parte la acel proiect și iată astăzi vin în fața dumneavoastră să-și expună emoția, să-și spună înclinația pentru literatură, pentru muzică, cum vedem în cazul tânărului în școli
dezvoltare dragoste pentru lectură, încurajarea creației literare, dezvoltarea vorbirii și comunicării, constituirea unui grup partenerial familiile copiilor, reprezentanții instituțiilor locale, să nu uităm că și dumneavoastră ați făcut în acea zi la acțiunea noastră, iată, media.
pe copii durdoveni. Da, eu am la mine bazme de pe de
Găulejan, la școala din Găulejan, cenaclul literar Bob de Roș, revista Bob de Roș. Mediatizarea prin revista
stabilizzarlo. Vidi che la casa memoriale si deve corrente a un po' la casa memoriale per tre al mese. Vorbim de expoziții, chiar am adus câteva lucruri ale acelui absolvent al liceului Tudor Vianu din Durdu, Lucian Ionescu. Primăvară, întâlnire noastră de astăzi. Lucian, într-adevăr, urmează, am spus și data trecută, o facultate de profesor. Cultura.
care am admirat-o întotdeauna și sper să fie fructuoasă colaborarea noastră. Realizările copiii
lor într-o carte. Am reușit într-adevăr, împreună am reușit să punem în această carte tot ce e mai frumos în copiii noștri. Talentul lor, pasiunea lor, faptul că nu pierd timpul aiurea, ce sunt cum folositor în aceste activități de extracurriculare de mare importanță și ne bucurăm că și părinții sunt alături de noi și când doamna se va referi la acel vestit ansamblu folclorii pe care îl are la școala sale, o să spună probabil cât de mult înseamnă părintele să fie aproape de toate încercările noastre.
cosa care permite evoluția la această competiție. Despre stadionul Dunărea, ce se poate vă spun, a fost la primărie zilele trecute, a rămas oripilat. Deci, ce răspuns am primit de la un domn din primărie. Nu are rost, după cum spuneam, să schimbăm, să denaturăm discuția pe care frumoasa discuție pe care o avem. Însă promit că într-o viitoare emisiune am să dezvălui toate abuzurile care se fac împotriva copiilor noștri de către organe abilitate ale conducerii orașului și județului nostru. Practic, nu vine să cred că este posibil pe zi ce trece, rămân mai surprins, rămân surprins de tot ceea ce se întâmplă. Am spus că am să revin cu amănunte. Doamna Toma Cojocaru, vă rog să ne detaliați proiectele de rulate de-a lungul timp în cadrul bibliotecii. Încă câteva cuvinte pentru că timpul ne presează. După care vom da ocazia domnișoarei Braton, Ana Maria, avem foarte multe proiecte pe care le derulăm în școală. Proiecte, în primul rând, proiecte pe care le derulăm și pe această care chiar vreau să te mulțumesc din suflet de Dunia că ne ține sub aripa Dumnezeu și ne ajută foarte mult. Am început la nivelul școlii prin lansarea de cartea doamnă
mesi mai înainte, în cadrul proiectului literar Caravana Cărții pentru Copii. Să spun că în fiecare an ne-am propus minim o carte să o lansăm la nivel de școală, iar anul acesta pe 11 martie am lansat în cadrul materialului literar Biblioteca pentru copii, cărți și autori, cartea doamnei Dunia Colengeanu, cărticica de vacanță. Foarte mare bucurie de către copii și au fost încântați în așa fel încât l-au învățat din ea și am fost și eu prezent avem la nivelul școlii, dar unul care este în derulare se numește File din Literatura Română, ediția întâi, care se derulează didactice și-au adus apoi
atelier de creație, pictură și condus de cadru didactic din școală. A existat un grup vocal de asemenea condus de colegii dumneavoastră. Și am lansat poziție, da? Și am lansat cenaclul de artistic anul timpul creației la nivel de școală. Da. După cum spuneam, stimați spectatori, avem o frumoasă domnișoară pe nume Bratton Ana Maria.
colaboradorii noastre în proiectele cu Menios, de asta și ele. Și invitația era la Festivalul Internațional
toți au fost de acord. Când au înțeles și despre ce este vorba. Până la urmă sunt dansuri populare. Participăm la festivalul
din Antalya, de la Side, din Turcia. Și de acolo ne-am întors cu premiul întâi, cu premiul special pentru sincronizare. Și te
viitoare emisiune, doamna Nidelea, cu copii în emisiune să mare drag. Ne împărtășiți și atât noastră cât și ei mai multe detalii despre turnele. Melody.